Campionatul Național de Scrimă pentru Copii, ediția 2019, se apropie cu pași mari de final. Luni la prânz, invitatul Federației Române de Scrimă pentru a face premierea la spadă masculin, categoria Under 9, a fost gimnastul Marian Drăgulescu. Sportivul de la Clubul Steaua, care este un mare fan al scrimei românești, s-a arătat impresionat de calitățile micilor spadasini și de determinarea arătată pe planșă. Sunt plăcut surprins să văd atât de mulți copii făcând sport de performanță. Se creează o bază de selecție foarte mare. Ce impresii ți-au lăsat copiii? Sunt foarte activi, foarte inteligenți în, în a-și crea fiecare strategia jocului. E interesant, e, e frumos, mi-a plăcut. La finalul concursului, Marian i-a premiat pe cei mai buni spadrasini de la categoria 1-9, a făcut fotografii alături de toți cei care au dorit acest lucru și a promis că va răspunde prezent ori de câte ori va mai fi invitat la astfel de evenimente.